Bună ziua și bine v-am găsit la o primă întâlnire cu resursele umane din perspectivă sociologică. Cursul de fundamente ale resurselor umane este menit să vă familiarizeze cu problematica resurselor umane, dar spre deosebire de alte cursuri care tratează problematica resurselor umane din perspectiva managerului de resurse umane, managementul de resurselor umane sau din perspectiva altor profesioniști implicați în departamentul, în funcționarea departamentului de resurse umane. În cadrul acestui curs vom învăța câteva aspecte despre ce înseamnă resursele umane și corelația lor cu funcționarea organizației, rolul resurselor umane în organizație, specialistul în resurse umane sau profesionistul în resurse umane. Aș vrea să vă prezint aceste teme, și anume profesionistul în resurse umane, ce înseamnă profesionismul, care sunt categoriile de profesioniști în resurse umane, care sunt activitățile specifice resurselor umane, scopurile resurselor umane și inclusiv a managementului resurselor umane, că trebuie să înțelegem că disciplina fundamentul resurselor umane nu e echivalentă cu disciplina managementul resurselor umane. Noi discutăm despre resursele umane în general și dăm o perspectivă sociologică asupra resurselor umane, sigur una introductivă, în timp ce managementul resurselor umane abordează, așa cum este titlul, dimensiunea managerială a resurselor umane. Totuși există largi interferențe între cele două arii, pentru că profesionistul în resurse umane este și uneori, unii dintre profesioniști sunt și manageri în resurse umane, alții sunt analiști, iar resurse umane sau alte astfel de profesii, dar sigur, până la urmă, e foarte importantă și activitatea managerială, dar nu e singura. De asemenea, o altă temă vizează comportamentul organizațional și aici discutăm despre cultura organizațională, elementele specifice acesteia, motivația personalului, comportament organizațional, structuri organizaționale, grupuri și relația între grupuri și organizație, despre selecția resurselor umane, planificarea resurselor umane, despre recrutare și selecție, despre candidați, cum sunt selectați, cum sunt atrași candidații, headhunting, despre alte metode de selecție în afară de interviu, de selecție, deci despre acesta, despre specificul organizațiilor și selecție în organizație, despre managementul performanțelor și cum am putea defini performanțele umane în organizație, și activități importante atunci când discutăm despre managementul performanței, despre dezvoltarea resurselor umane, despre învățarea în organizații, principiile învățării la adulți, despre procesul de instruire în organizații, managementul carierei, politici de management a carierei și analiza carierei, atât. Despre recompense, componentele sistemului de recompense, despre modul de recompensare a resurselor umane și sigur despre training, coaching în organizații, formare profesională a adulților și alte aspecte similare importante în dezvoltarea resurselor umane și a competenței. În general, firma care să aibă nevoie de resurse umane real și nu ca așa cere legea, dar o firmă care are nevoie în mod real de resurse umane este o firmă care se interesează de calitatea angajaților și de competența acestora. Pentru că, mai ales firmele private, sunt interesate de pe cine angajează, cum se dezvoltă profesional angajatul, pentru că în funcție de asta are și eficiență economică. Din păcate, foarte multe firme nu au compartimente de resurse umane, nu au resurse umane pentru că nu sunt orientate spre dezvoltare durabilă.
Adică nu ne punem problema, mulți angajatori, eu însumi am o firmă privată și sunt angajator pentru diverse persoane, spuneam Editura Lumea, se numește. Da, deci în momentul în care un angajator spune acum să-mi iasă banul mult și repede, el nu va investi în resursa umană, ci un departament, un compartiment de resurse umane, va face fișe de post, că sunt obligatorii, va face, nu știu, salarizare, și va fi contopit cu cel de salarizare și va face câteva chestii din astea, de care sunt, de fapt, specializarea unui inspector în resurse umane. Unii dintre noastre, sigur, vor fi și inspectori resurse umane. Vă sugerez să urmați, poate, și un curs acreditat Agenția Națională pentru Calificări de inspector resurse umane, pentru că e posibil să aveți și atribuții de inspector resurse umane în activitatea noastră profesională, dar va fi foarte puțin interesat de activitatea complexă pe care un specialist în resurse umane o desfășoară, și anume activitate de formare, de training, activitate de coaching, activitate de consiliere în resurse umane și multe alte astfel de activități, sigur, care sunt importante, dar pe care unii manageri nu le dau importanță pentru că nu sunt interesați. Și piața forței de muncă din Suceava e foarte mult legată de MOL. Încă e legată de MOL. Adică multe locuri de muncă sunt la MOL. La MOL nu îți faci foarte puține firme care activează în MOL își fac o politică de resurse umane, sunt astfel de firme, dar ele de obicei sunt francize sau sunt companii transnaționale. Adică chiar dacă au retailer sau au distribuție, ei au și sunt interesați de performanța angajaților. Atunci, sigur că, dar există din ce în ce mai multe firme în județul Suceava, în municipiul Suceava în special, din IT. Iașul, dacă știți, este un pol IT al țării. Și foarte multe companii încep să se dezvolte în Suceava. Atunci piața de IT va avea nevoie cu certitudine de resurse umane. Piața de marilor retaileri. Marii retaileri au din ce în ce mai mult, pun un accent pe managementul de personal, pe formarea personalului, pe selecția personalului și mai departe. Sigur, spun mult despre Kaufland sau despre alte firme asemănătoare că nu prea pun accent pe resurse umane, că plătesc cu salariul minim pe economie și nu prea îi pasă. Totuși, mari retaileri au o politică foarte bine pusă la punct în ceea ce privește nivelul middle management și nivelurile manageriale și persoanele care lucrează la consiliere, clienți mai ales, pentru că cu cât vei avea mai buni specialiști în relații cu clienții, și asta nu pot fi formați decât de consiliere în resurse umane foarte buni, cu atât activitatea economică va fi mai mare. Cu cât mai mulți dintre noi vom începe să lucrăm online, cu atât se va simți mai mult nevoia unor resurse umane eficiente. Înseamnă asta că vom avea și o mentalitate care să faciliteze un bun departament de resurse umane? Cred că din ce în ce mai mult, dar nu cu viteza cu care se dezvoltă resursele umane, să spunem, în Occident, mai ales că încă la noi mulți manageri nu iau un management bazat pe dezvoltare continuă, ci bazat pe salturi, adică un tun azi, un tun mâine, imobiliar sau în relație cu statul sau alte forme de tunuri, nu are nevoie de resurse umane sau nu de resurse umane competente, că nu despre asta e activitatea lui. Ceea ce este, instituțiile publice, ele sunt obligate să aibă compartiment de resurse umane și îl au, deci locuri de muncă sunt, dar sigur nu toți managerii publici, primari, secretari și așa mai departe, sunt interesați de angajații pe care îi are, pentru că îi are prin concurs, una din modalitățile de selecție,
Selecția se face prin concurs, mai nou la funcționarii publici, prin concurs dat la nivel național pentru a face parte din corpul funcționarilor publici, după aceea un concurs de împrejurări în unele situații și atunci iarăși e mai puțin important. Sigur, există o obligație legală pentru toți angajatorii de a, nu doar de a permite, ci și de a facilita formarea și continua a angajaților prin participarea la cursuri, la programe de formare. Ar fi rolul compartimentului de resurse umane să faciliteze această dezvoltare continuă. Nu e încă foarte clar în multe firme, tocmai este rolul acestui compartiment, dar în metropole, în marile orașe, am văzut din ce în ce mai multe, spre foarte multe companii care au angajați în compartimentul de resurse umane, manageri de formare, consilieri în resurse umane, coach, trainer. Sigur, resursele umane pot fi dezvoltate și în companii private care oferă selecție și angajare de personal și formarea personalului și astea sunt firme de viitor. A externalizării acestor resurse în sub forma unor firme private care oferă servicii, pentru că mulți angajatori nu vor avea încă dispoziția de a avea un departament de resurse umane propriu, dar vor apela din ce în ce mai mult la firme externalizate în selecția personalului, în motivarea personalului, acele training-uri in-house de care poate ați auzit, și în țară și peste tot în lume există preocupare pentru astfel de programe de formare, pentru motivare, training-urile motivaționale, speaker-ii motivaționali și unii dintre noastre s-ar putea să își dorească să devină speaker motivațional sau formator sau trainer. Și mai mult decât atât, a apărut din primăvară această trecere către virtuala companiilor și relațiile umane, resursele umane sunt cel mai ușor de virtualizat și ca atare un specialist adevărat în resurse umane poate oferi, dacă știe, de exemplu, o limbă străină, poate oferi servicii atât în țară cât și oriunde în lume. Adică training-uri online se țin, corporațiile țin și sunt foarte interesate. Eu însumi am făcut cursuri, training-uri online pentru alte companii. Am beneficiat de training-uri și sunt ok, intenționez să țin mai departe. Am deschis un canal de YouTube referitor la cursuri online, dar organizez nu doar cursuri, ci și programe in-house și outdoor. Sunt termenii pe care să vă întâlniți. In-house înseamnă în organizație, outdoor externalizate, în care atât training-ul cât și trainer-ul sunt în afara companiei. Și iată că există astfel de oportunități. Sunt din ce în ce mai multe training-uri în care spun cum să fii tu însuți propriul tău stăpân sau să devii antreprenor, fie că organizezi cursuri online, fie că organizezi, ai un hobby și poți să-ți organizezi cursuri online și resursele umane îți permit să faci astfel de cursuri, de exemplu, referitoare la motivarea personalului și vor fi multe, dacă ești un bun trainer în motivarea personalului, vor fi foarte multe companii disponibile să-ți cumpere serviciile, să-l motivezi personal, nu să te angajezi, deci mai multe ori doar să te pună să ții un sau mai multe traininguri, dar cât ești mai cunoscut, cu atât mai multe companii vor veni la tine. Dar iarăși asta înseamnă excelență, performanță și nu doar am și eu o diplomă, ca atare vă invit să fiți buni profesioniști, să învățați nu doar de la școală, dar și de la școală. Sigur că eu nu o să vă pot familiariza cu toate aceste aspecte ale profesiei, deși aș vrea. Îmi place să prezint diversele activități ale Departamentului de Resurse Umane. Nu o să le pot prezenta pe toate. Axați-vă pe ceea ce înseamnă
particularitățile, activității de inspector, resurse umane, sigur că vor fi multe locuri de muncă pe această activitate, dar mai ales pe cele de coach, trainer. Coachul și trainerul sunt activități diferite. Coachul este cel care cumva se ocupă unul la unul de manager sau de angajați pentru dezvoltarea lor profesională, de facilitator dezvoltare personală, facilitator dezvoltare profesională, sunt alte activități pe care o persoană cu studii în resurse umane le poate aborda. Spuneam de consilier în dezvoltare personală, sunt cursuri pe care le puteți face separat. E adevărat, ar trebui să le învățați aceste componente de la școală și sper din tot sufletul că la diversele discipline veți avea ocazia să vă perfecționați în aceste domenii care sunt de viitor și de vârf. Marx vorbea despre faptul că munca, omul, este cel mai de preț capital. O organizație care are resursă umană poate să se mențină pe piață mult mai bine decât o organizație care are resurse financiare, dar din păcate stă prost la resursa umană. Competitivitatea ține de resursa umană, ține de pregătirea resursei umane, de motivarea resursei umane și atunci, alături de alte compartimente de marketing în special, compartimentul de resurse umane aduce plus valoare organizației atunci când reușește să motiveze și reușește să ducă performanța angajaților până la cel mai înalt nivel pe care fiecare angajat îl poate aduce în firmă.